Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Doctorul Minune, episodul 60. Ali, Selvi și ceilalți, fără să știe unul de altul, merg pe rând în biroul lui Adil pentru că le este dor de el, se întâlnesc toți acolo și de pana amintiri despre el Vuslat îi cheamă în biroul ei să le spună că Ezo este noua specialistă în relații cu publicul la spitalului. Ezo devine noua specialistă în relații publice și vrea să repare imaginea spitalului. Aceasta decide să organizeze un bal mascat pentru a ridica moralul angajaților. Având în vedere că este stilistă, ea pregătește costumațiile cu ajutorul unei prietene. Încearcă să fie prietenoasă cu toată lumea. Pentru a-și convinge mama, găsește sponsor și o asigură că nu va plăti din banii ei. Vuslat dă vestea că balul mascat va avea loc a doua zi și că va anunța ceva important la bal. Ezo aduce o croitoreasă la spital și îl cheamă pe Ali să-i ia măsurile. Îi spune că a început terapia și își va reveni și că a organizat balul pentru el ca să-l facă fericit, în speranța că se vor împăca. Ali îi spune că nu poate să vorbească cu ea și fuge. Vuslat îi cere lui Doruk să-i aducă informații despre Ezo și Ali. Îl amenință că va spune că a furat medicamente și va distruge viața și toate realizările în cariera de militar. Doruk îl întreabă pe Ali despre Ezo, iar Ali îi spune toată situația. Doruk îl sfătuiește să stea departe de Ezo și de Vuslat. Ali îi mulțumește că l-a ascultat pentru că de când a murit Adil nu a mai putut vorbi cu nimeni. Doruk îi spune apoi lui Vuslat că Ali păstrează distanța față de Ezo, dar ea este obsedată de el și a organizat balul pentru el la cererea lui Ezo. Croitoreasa care pregătește costumația o sună pe Nazli și spune că este o problemă cu rochia ei. Nazli merge la atelierul femeii să aleagă altă rochie. Chiar când se plece, Ezo aranjează să rămână blocată în lift ca să poată să vorbească singură cu Ali la bal. La bal, Beliz îl face gelos pe Ferman cu Tanju, iar Ferman o face geloasă cu Vuslat. Ezo încearcă să discute cu Ali și insistă să-i spună de ce nu mai vrea să fie amici. Chiar când Ali vrea să-i spună despre amenințările lui Vuslat, Vuslat ține un discurs în care anunță că vor deschide un nou fond caritabil pentru a ajuta persoanele nevoiașe. Toți își dau seama că scopul ei este să eclipseze fondul lui Adil. Nazli ajunge la bal și dansează împreună cu Ali, dar de data aceasta el o atinge. Toată lumea este surprinsă. Ezo este devastată. Iese afară și sună la un spital din alt oraș și aranjează să meargă împreună cu Ali acolo pentru un caz pe care ei nu-l pot rezolva. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.